La mulți ani, România, și din partea noastră în bucătărie, alături de ajutorul meu de bază, Flavia. Astăzi am să prepar un bulz. I-am spus nu bulz românesc, i-am spus bulz orășenesc. De ce? De ce? Pentru că este ușor mai sofisticat. Am mai adăugat eu niște ingrediente pe colo, câte puțin din fiecare, astfel încât să-i dăm o notă mai modernă. Deci avem ciobănesc, haiducesc și acum orășenesc. Ușor de fiță, să-i spunem așa. Bun. Înțelegi? Ce faci? În primul rând am mămăliga, pe care după ce fierbe bine de tot mălaiul, am adăugat în mămăligă trei condimente mediteranene, și anume busuioc, mentă și salvie. Toate tocate grosier, aș putea să spun, amestecate foarte bine și lăsate circa 10 minute să fiarbă împreună cu mămăliga, astfel încât să se degaje foarte bine aromele acestor plante. Lăsăm mămăliga să se răcească, după care începem să formăm bulzul, adică mici bulgărași pe care de data aceasta am să-i umplu cu un amestec delicios din brânză telemea, ca să fie, să am nota asta românească, dar am să adaug în aceeași cantitate și parmezan. Yes. Să-i dau un gust special, după care le prăjesc foarte bine în unt sau le un cu unt și le dau la cuptor să se rumenească, să devină aurii. Separat însă, trebuie să-i pregătesc un sos, evident. Un sos din brânză albastră, am ales Roquefort, pe care am să-l dizolv în smântână dulce, într-o cantitate foarte, foarte mică, după care las să se tempereze ușor și adaug câteva linguri de smântână fermentată, acea smântână delicioasă care este mai viscoasă și o folosim noi la ciorbiță. Evident că în acest sos, pentru a-i da o notă ușor orientală, am să-i adaug alunecaju, dar și semințe de fistic. Mai fistic, am văzut bulzul, da. Pentru a fi mai